Am agățat fete, am cerșit pe stradă, am băgat benzină de sub un leu, am obținut o șosetă de la un necunoscut și am dansat dezbrăcați în mijlocul orașului. Dar cum am ajuns să facem toate astea? În acest videoclip, două echipe au la dispoziție o oră jumătate să îndeplinească provocările de pe această listă. Printre provocări se află să faci poză cu poliția, să iei benzină de un leu. Astăzi avem două echipe, eu o să fiu împreună cu fratele meu Răducu, câștigătorii, o dată el. Iar vreau să fie împreună cu Radu, pierzătorii, bineînțeles. Echipa pierzătoare va sluji pentru 24 de ore echipa câștigătoare. Ei, pe noi, ca să înțelegem. Acestea fiind spuse, haideți să-i dăm drumul jocului. Este 2:44, la ora 4 și un sfert, ne întoarcem înapoi aici. Hai, baftă, băieți. V-am pupat. Deci o să trecem puțin pentru că noi o să luăm mașina. Ne-au zis că n-avem voie cu mașina, dar n-avem cum să câștigăm altfel, așa că o să-i dăm talpă să luăm mașina Rade și hai repede. Ia, să vorbim cu băieții. Băieții, mă ajutați și pe mine cu ceva? Deci filmez astăzi în challenge pentru YouTube și am nevoie să-mi dea 3 persoane subscribe. Oare mă ajutați și pe mine cu treaba asta? Da, eu cred că te-am, că n-ai apărut la zbor. Ba da. Da, te-am, ești agățat cu cățelul. Exact, da. Tu mai ai la, follow? La subscribe? Tu mai ai la follow? Perfect, mersi mult de tot. Salut. Tu ai zis că mai? Da. Mersi mult că mă urmărești. Dovada, exact. Dovada. Ah, perfect. Mersi mult de tot. Salut. Pa, pa. Păi, sunt chestii nașpa rău pe lista aia. Ah, ba nu. Chiar sunt chestii nașpa. Totuși prefer să le fac chestiile alea decât să îi împing pe ei cu roaba de bulevard. Ca să înțelegeți, dacă ei pierd, o să-i pun să măcare îmbrăcați în spartan. Noi doi într-o roabă și snicare așa pe bulevard. Să cerci subscriber mai unul. Hai să mergem la grupul ăsta. Băieții, scuze că vă deranjez. Filmez și eu un challenge pentru YouTube și am nevoie să-mi dea oamenii subscribe. Oare puteți să-mi dați și mie subscribe? Da. Te rog frumos. Ala. Mersi mult de tot. Salut și distracție plăcută. Cu bicicletele. Gata, frate. Avem 3 subscriberi. Era ceva de un prezervativ, o să întrebăm totul. Hai să ne dai și nou un prezervativ. Da. Super random. Nu credeți? Deja avem un obiect de pe listă, să înțelegeți. Deci crucerii o să ne care... Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Salut, vârte. Hai. Filmez un videoclip pentru YouTube și trebuie o persoană să o conving să facă 10 genoflexiuni. Oare poți face 10 genoflexiuni pentru mine? Da. Da? Mersi mult. 1, 2, 3, 9, 10. Mersi mult de tot, frate. De ce? Ai Instagram? Da. Cum ești pe Instagram? Odor Barajos 810. Bine, mersi mult. Zi faină, pa, pa. Radeș al meu calcă, mergem direct la Dedeman să facem poza în cadă, pentru că lista asta, stați așa că vă arăt imediat. Aveți lista chiar aici, adică o să o pun aici, sigur. Alege, tată, alege o cadă. Am găsit și eu o cadă puțin mai mare, doar astea sunt, deci ca să înțelegeți, nu astea facem o poză, acum ai trimite lui Crucerul să vadă, să vadă Crucerul al nostru. Băi, am făcut și noi și poza în cadă și mergem să continuăm lista, că o să piardă. Trec acum niște fete. Radu o să facă rost de numărul lor. Încearcă. Dacă nu, de tampone măcar. Da, chiar că. Bună, nu mă supărați. Facem un challenge pe YouTube și am avea și noi nevoie de un număr de telefon de la o fată. Credeți că e bine asta? Hai că-i bea frumos, dacă vreți să-și dai și masca jos ca să-l vedeți. Vă știm, te amândoi. Ah, perfect. O să fie în siguranță numărul vostru la noi, sigur. Bine, scrie. Hai, scrie. 0-7-7. Mulțumim mult de tot. Mersi mult de tot. Zi faină, să aveți distracție plăcută pe afară. M-am lăsat bună, nu e? Scuze. Pa, pa. Jonule. Fata. Fata. Fata care ne-a ajutat, te pupăm. O, băi, ți-o să cerem și undeva acum. Ne trebuie să facem rost de un leu. Filmăm ceva. Da, da, mă rog. A, mulțumim, mai încercăm. Noi o fac și de râs, par ultimul. Nu vă supără. Am zis să ne dea și noi un leu. Trebuie filmăm ceva și trebuie să facem rost de un leu de la cineva. Mulțumesc din suflet. Avem 50 de bani. Nu mai trebuie 50? Să-i băgăm lucru cerul direct în... Nu vă supra, că avem să-mi fac 50 de bani. Mulțumim din suflet. Da, avem leu, hai. Bă, poți să ne-o trecem strada noi acum și e poliția fix acolo, vină cu a. Ah, ok, facem așa. Poză cu poliția. Avem și poză cu poliția. A fost cel mai greu leu pe care l-am făcut în viața 5 mea. 5 minute, bă, să 5 minute să fac rost de un leu, dar de leu ăsta mergem să bage rare și al meu benzină. Bă, sincer, chiar nu ne e frică că o să pierdem challenge-ul ăsta, pentru că noi suntem prea buni în tot ceea ce facem, știi, Rareș? Adevărat, din nou. Adevărat, adevărat. Să bage Crucerul acum un salam pe spatele meu, dacă tot când editează video-ul.
Așa, bravo. Bravo, bravo. Dă-le copilul răstăra. Vezi că de la noi? Nu. De ce? Dă-le, mă, nu pot întreba dacă vor. Dă-le, mă, cât un leu. Ia un leu. Ia, vrei tu? Un leu. Hai, ia un leu. Haide. Vrei un leu? Dă-i, mă, un leu, du-te și dă-i un leu. Chiar nu vrei unul de la mine? Am un leu, cineva care vrea un leu, mâncați așa. Dacă îți era un leu, cred că ne dădea mai repede. O să alimentez al meu rarește. Cât? 70 de bani. De 70 de bani. 70 de bani, da? Bagă rareșică, bagă. Să nu pierdem, că nu cred că vrei să umbli în Spartan prin oraș. 25, 30, de bani. 50 de bani, bagă, atât. 40 de bani, frumos, a lăsat geamul deschis. Asta este rezultatul pierzătorilor, ca să înțelegeți ce chiar... 40 de bani, da, benzina. 40 de bani, se știe. Salut, băieți, cine ați văzut pe YouTube? Oare puteți să-mi dați un leu? Nu? Nu, adică că vă dau eu câte un leu. Și eu câte un leu. Și frate. E frate. La noroc. Prin canalul dacă îmi dai un leu. Schimb, dar nu leu ăla pe care ți-am dat eu. Dar după îmi dai un leu că mă abonez la tine. Ok. Poftim. Andrei Grocero. Salut! Pa, pa! Am mă coroșit de un leu. A mai venit cineva, nu? Nu știu, dar nu știu care dintre voi. Ia uite. Poftim. Pe vlog m-am abonat să se știe. Da, veniți că vă dau un leu. Luați câte un leu, hai. Nu vrei, bine, pa! Poftim. Cu plăcere, e faină. Hai să-i dăm bătaie, că pierdem. Bă, eu mă duc la bustul în centru. Nu cred că te dezbraci în centru. Hai pe centru, hai. Nu te uită oamenii. Am cumpărat o sticlă de apă și acum suntem pregătiți să ne facem și mai de c***at, pentru că o să cumpărăm benzină de un leu. Hai, tu ești șoferul. Condu. Ia, vezi aici. O, nepa. Deja am depășit. Hai, dar nu contează, e un leu. Păi eu vii 15 bani. Acum trebuie să mă s-o plătesc. Pompa 3. Benzina. Mulțumesc frumos. La revedere. Ce amuzat era, doamna. Uite, bon fiscal 1,15. Și ca să ziceți că... Să nu ziceți că am luat mai mult un leu, mi-a dat un leu înapoi, că n-am avut să-mi dea rest. Aș bea ăla cât de bine arată. Da. Veni și eu de la țară, băiți, veni și eu din CTA și aici. Uite-o fata acolo. Ai zic ce numărul ai? Nu pot. Ba da. Bună, nu mă supăra. E un challenge acum. Deci a dat fail. Da, mai încercăm. Dacă v-aș spune că fac un gest foarte frumos cu banana respectivă, aș putea să o primesc pe gratis? Să primesc pe gratis? Da. Am eu ți-aș două, dar nu e a mea. Dacă mai aștept un pic să vină fata de la magazin, da. Dar nu e a mea. Aveți idee când se întoarce? 5-10 minute să cumpere ceva de la Diana. Ia mă de acolo că îi pun eu banii dacă e pentru copil, așa de acolo. Ok, mulțumesc mult de tot. Ia una mai micuță, așa. S-o dau cuiva. Așa, pune-i 2 lei ăștia în taful ăla. Vă mulțumesc din suflet. Așa. Vă da proste, să rămână. Deci, pur și simplu m-a impresionat această doamnă că a pus bani de la ea ca să pot lua eu banana. Hai, 10, da? Hai. Una, două, 10. Am obținut în gata. Da. A, zici și banana. Deci, banana cumva? Da, chiar. Vă mulțumesc. Salut. Ok, deci mergem acum să facem marele TikTok. Savage Love, Jason Derulo, frate. Savage Love, l-am pregătit acolo deja. Putem face un TikTok tot, un TikTok super easy tot. Mulțumim. Deci avem și un absorbant, deja mai tem o listă. O chestie de pe listă. Și mă întreabă dacă tot aici vedeți și încălțăminte, aveți cumva șosete din așa folosite sau nu, orice fel de șoseta? Nimic, nicio șosetă n-am. Știi de unde aș putea să fac rost? La 38 la tine. Ok, bine, mulțumesc. Ultimul. Ce faci, mă, Andrei? Ați pierdut? Ați câștigat? Se pune cumva dacă 3 lovituri dintr-una și TikTok am găsit oameni. Mai mulți oameni, le cerem să ne dea și subscribe. Faci și TikTok cu ei și ne-au dat și un absorbant, e bine? Da, mă, da, dar să nu fie cunoscut. Nu sunt cunoscut, am filmat tot. Bă, zice, suntem unde sunteți, că mergea și tu și la și tot până la ei. Da, mă, da, hai. Bă, unde sunteți, că vreau să vin să-ți arăt ceva. Bine. Hai, pa. Pam. Ha? Nu n-ați pierdut. Aveți un absorbant? Nu. Dacă aveți două... Mai are cineva un absorbant în plus? Nu. Perfect. Țeapă! Că vă meritul nostru, ca să înțelegi. Așa, meritul nostru, că și noi pe noi a dus capul să venim la voi. Mulțumim mult de tot. Pa, pa. Ha ha ha.
Câștigam challenge-ul! Deci dacă căutăm cadă pe net, găsim așa. Cada este o instalație în care se face baie, deci... Dacă oamenii fac baie în chiuvetă sau dacă fac baie în lighean și noi facem poză în lighean, se cadă. Pune, e cadă! Viața mea! Poză! Se dă și cu apă ca să vedeți că e pe bune, ca să se pună provocarea, așa! Deci mai luăm și un număr de telefon, toate la pachet. Deci numărul meu de telefon, 077. Bună, aveți cumva o șosetă de dat? O șosetă. Ok, hai să facem. Vă dăm o șosetă. Dă-mi șoseta, hai. Mamă, ce băia ca lumea, să mor eu, deci nu cred. Cum ești pe Insta? Sarnel Pustion 2-3, da. Bă, de ce mai tac să mor eu? Deci de asta chiar nu cred dacă o să facem vreodată rost. Mă jur. Deci luăm și banana și tot ce trebuie ca să înțelegeți că nu pierde. Am luat și banana. Plecăm direct cu ea acasă. Mulțumim. La revedere. Acum este 55. Până la fix trebuie să stăm dezbrăcați aici în centru. Ca să profităm de timp facem și TikTok-ul tot acum. Uitați-vă la ei. Mă bag și eu, bă. Nu știu cum se face aici. Dar câștigăm challenge. Foarte, câștigați nimic. Pac. Postat. Like. Gata. E și un minut, ne îmbrăcăm. Ne dați și nou subscribe 3 persoane, repede. S-a abonat 1. Eu și avea mă. Am avea. Se pune 2. Perfect, 3, mulțumim. Dacă vrei să ne dai un prezervativ. Da. Dacă te duci să cumperi un prezervativ. Dacă vrei să fac o tură până acasă. Cât de departe stai? Aici stau. Tu te poți să vezi. Hai băieți, să mă arăt băieții, deci. Băieții voștri câștigă provocarea de astăzi. Garantat, garantat. Mâna lui Vlad. Jur, garantat. Deci salvatorul nostru, tu ești. Avem și cutia. Da, gata. Să vezi cum ne cară cu roaba prin oraș. Ia ziceți mă, ce ați făcut? Aveți toate lucrurile? Am început să numărăm mai apoi provocările, iar după ce ne-am dat câte 2 pe gură, am hotărât să apelăm la judecătorii supremi. Se pune mă copii sau nu se pune? Se pune. Ai văzut? Iar după cum puteți vedea, acestea sunt rezultatele finale. În concluzie, avem 2 slujbi pentru 24 de ore. Avem 2 slujbi pentru 24 de ore. Și acesta a fost și videoclipul, oameni buni. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Instagramul băieților l-aveți în descriere, la fel și YouTube-ul lui Vlad. Eu am fost Andrei Cruceru, ne vedem data viitoare. Pa.